Salutare și bine v-am regăsit! Astăzi o să vă povestesc despre bătălia de la Somme. Până în toamna anului 1916, ofensiva britanică și franceză împotriva germanilor de pe râul Somme din nordul Franței s-a stins. Ambele părți au încercat să rupă un labirint de tranșee înfășurate în sârmă ghimpată, dar fără rezultat. În prima zi a ofensivei, britanicii au pierdut 20.000 de soldați, iar alții 40.000 au fost răniți, totul din cauza mitralierelor și artileriei. În tot acest timp, germanii au pierdut doar 6.000 de soldați. Se părea că nu există nicio modalitate de a schimba situația. Ca ultim efort de a obține succesul în această luptă lungă și sângeroasă, generalul britanic Douglas Haig și-a pus credința în noile vehicule de luptă. Pentru a păstra secretul, acestea au fost numite tancuri. Britanicii au început să fabrice tancuri în 1915. Până în vara anului 1916, cantitatea de vehicule s-a apropiat de 50. Monștrii au fost numiți MK1 și MK2 și au fost realizate două variante. Tancurile ce aveau doar mitralieră erau numite femei și erau menite să lupte împotriva soldaților inamici, iar tancurile masculine erau echipate cu o mitralieră și două tunuri de 57 mm. După transportul pe continent, tancurile au fost mutate spre linia frontală în secret. Marșurile nocturne pe teren neexplorat s-au dovedit dificile pentru MK1. 17 dintre ele s-au afundat în noroi sau au suferit defecțiuni mecanice. 32 de vehicule și-au atins pozițiile de plecare. Cu noile lor vehicule, britanicii se așteptau să scoată pe germani din Gudencourt și Flor. În plutoane de 2-3, tancurile urmau să pătrundă pe linii inamice în cele mai puternice secțiuni ale sale, acoperind infanteria ce avansa. Primul tank care a intrat în luptă a fost varianta denumită Bărbatul, tancul capitanului Mortimer. Era 3:15 pe 15 septembrie 1916. Tancul se apropia de linii germane, dintre Ginchy și Delville Wood. Acesta a distrus un cuib de mitralieră, care a împiedicat avansarea infanteriei ușoară britanică, dar a fost apoi eliminat de un obuz de artilerie. La 5:30, alte tancuri au intrat în luptă. Echipajele lor se sufocau din cauza fumului, a sunetului tunului și gloanțelor ce loveau carcasa blindată. Era foarte înghesuit în interior. Echipajul stătea lângă un rezervor de ulei, lângă două rezervoare de combustibil, trei rezervoare de apă, o cutie cu arme de rezervă, o mitralieră de rezervă, o cușcă pentru porumbei poștali, un steag de semnalizare și un set de lămpi de semnalizare. Desigur, a trebuit să fie loc și pentru mâncare și echipamentul echipajului timp de două zile. În primii ani ai Primului Război Mondial, psihozele cauzate de exploziile nesfârșite ale artileriei erau o suferință deja obișnuită pentru un soldat. Însă, germanii au fost și mai șocați la apariția tancurilor. Când un german a țipat în primele tranșee, "Vine diavolul! Vine diavolul!" cuvintele lui s-au răspândit ca focul. Prin fantele de observare ale tancurilor, se puteau vedea multe figuri în uniforme ce fugeau de la pozițiile lor. Cei câțiva oameni curajoși, care au încercat să deschidă focul asupra acestor monștri de oțel, nu au avut succes. Tancurile avansau. Departe de a fi perfecte, acestea se blocau când intrau în tranșee sau când intrau într-un crater făcut de vreun proiectil de artilerie. Echipajele trebuiau să iasă din tank, să se urce pe acestea și să încerce să le repare când era nevoie. Cu toate acestea, acele MK1 care au fost scutite de această soartă au avut rezultate bune. De exemplu, tancul Bărbatul D-17 din Aiken, comandat de locotenentul Hesti, a fost primul care a intrat în Santul Fleur, urmărind încet germanii ce alergau și se ascundeau. O misiune de recunoaștere a unui avion a raportat: "Tancul se deplasează pe strada principală din Fleur. Soldații englezi îl urmăresc și sunt foarte bine dispuși." Alte vehicule au fost de mare ajutor pentru infanterie, făcând găuri în sârma ghimpată și zdrobind cuiburile de mitralieră. Un MK1 s-a oprit deasupra unui tranșeu german, l-a curățat cu foc de mitralieră și apoi și-a continuat drumul. Cu ajutorul său au fost capturați aproximativ 300 de soldați inamici. 10 tancuri au fost eliminate în timpul atacului din diferite motive, iar alte 7 au primit daune superficiale. Totuși, a fost un succes local, dar cu consecințe grave. Cât de eficient a fost această utilizare a tancurilor? Un anumit succes tactic, dar care nu a reușit să schimbe valul bătăliei. Pe de o parte, britanicii s-au deplasat cu câțiva kilometri înainte pe un front de 10 kilometri în doar 5 ore, cu pierderi minime. Au fost luate pozițiile care au fost atacate înainte, dar fără succes. Douglas Haig, care privea tancurile sceptic, a comandat încă 1000 de vehicule. Pe de altă parte, britanicii au pierdut elementul surpriză, deoarece efectul de la apariția bruscă a acestor tancuri uimitoare ar fi putut fi mult mai mare.
Așa cum a fost, știrile despre utilizarea lor au călătorit în jurul primelor linii, apoi în jurul lumii. Pionii și inginerii din aproape toate națiunile care participau la primul război mondial au început să lucreze. Imperiul Rus nu a avut timp să-și facă propriile nave de luptă terestră, dar a urmărit cu atenție evoluția lor. Documentele Marelui Stat Major conțin astfel de rapoarte pentru decembrie 1916. În Germania, fabricile Krupp, Enhardt și Hans Lloyd din Bremen lucrează la fabricarea a 120 de tancuri, doar de două tipuri. Se așteaptă ca acestea să fie folosite pe toate fronturile, pentru ofensă, nu pentru apărare. Cea mai bună armă împotriva acestor tancuri este o armă de tranșee de 3,7 cm. Cuvântul tank nu mai fusese folosit niciodată. Cu toate acestea, evenimentele din 15 septembrie 1916 au făcut din tank un cuvânt internațional și au atribuit un sens militar. Din acel moment, războiul a luat o întorsătură mai modernă. Dacă ai ajuns până aici și nu ai apăsat butonul de like, apasă-l acum, abonează-te dacă încă nu ești abonat și fii alături de mine pentru mai multe videoclipuri cu și despre război.